ajutați-mă, domnule, dacă nu vă supără. Eu mărturiem meu drag. Drept dreptate, gata, mersi. Lasă-o la noi, știa că vă deranjez dumneavoastră. Așa. Mulțumesc frumos. Ah, Doamne, de ce? De ce nu m-ați lăsat la 77, 78 de ani? Eram în formă. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. Așa cum știți, în acest an se sărbătoresc 100 de ani de la nașterea poporului român, de la Marea Unire din 1918. Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul acțiunilor dedicate centenarului României, a inițiat o campanie națională numită O viață cât un centenar, în care noi am hotărât să premiem oamenii contemporani cu România. Putem spune așa. La noi în județ au fost identificate trei persoane, și anume două doamne din Crevedia și din Gostinari, pe care noi le-am sărbătorit deja, și încheiem periplul nostru cu domnul colonel în rezervă Ioan Cioară, erou național, care este chiar din Giurgiu, de la noi din oraș. Am zis că este în regulă să încheiem așa, cu un mare erou național, cu mândria fiecăruia dintre noi de a fi contemporani cu dumnealui, cu onoarea de a-l fi cunoscut și de a fi stat alături de dumnealui. O să-l rog acum pe domnul președinte să vă povestească așa, pe scurt, viața dumnealui, ca după aceea dumnealui să vă spună mai multe. Este o onoare pentru mine să, și pentru toți cei de față să fim astăzi aici, să-l sărbătorim pe domnul colonel, un erou național, un erou care a participat la cele două războaie mondiale, un om care a fost rănit pentru România, un om care a fost prizonier pentru țara noastră, decorat de însuși maestatea sa, regele Mihai, un om care merită tot respectul nostru, care și-a dedicat întreaga viață țării. Vă mulțumim, domnule colonel. Un român autentic, provine dintr-o familie cu 7 copii. Pentru noi este o onoare să fiți parte din județul nostru. Vă asigurăm de toată prețuirea și respectul nostru. Și am să-l rog pe domnul colonel să ne spună câteva cuvinte vis-a-vis de experiențele dânsului trăite în cele două războaie mondiale. Vă rog, domnule colonel. Da, domnule meu. Eu vin și vă mulțumesc într-o, două, trei fraze, pentru că m-a spus în postura asta, pentru că am mai trăit și retrăit momente care pentru mine au fost sublime. De a iubi patria și a plecat pentru dânsa Strijeștești. Și am plecat pe front la cererea mea. Toate plecările mele au fost la cererea mea. Și am plecat pe front, așa cum vă spun. Și ce-am putut, l-am făcut. Ca atare, am lăsat familia așa cum era pe vremurile alea. Și toată lumea știe care mai are etatea mai mare, sigur. Și am răzbătut prin toate firele care sunt
înțesau în spatele și în fața noastră ca niște pedici din netrecut și toți l-am mai trecut până ele, cu riscuri mari, dar am învins. Am învins și sperăm ca această unire sau acest imbol de a fi o țară cu oameni care se apropie unii de alții, să fie mai acută, mai puternică, pentru că numai așa putem să învingem anumite lucruri care se mai pot. Și să nu uităm un lucru, cu credință, eu sunt un om nu religios peste poate, nu. Sunt un om care cred în Dumnezeu și vă rog să credeți că Dumnezeu te ajută atunci când ești sincer și nu urmărești alte scopuri ascunse. Cum se urmărește poate astăzi, în dreapta și în stânga, nu știi cum. Nu știi cum te pișcă da. Altfel spus, într-adevăr, să știți, să-mi dați dreptate, că sunt puțin impresionat și foarte impresionat pentru că am trăit printre oameni care își merită toată stima mea și tot respectul care trebuie dat. Pentru că dacă nu era dumneavoastră ca să puteți face această reuniune mare, mică, așa cum s-a făcut, este un lucru care va rămâne poate neșters așa în amintirea acestui oraș uitat de Dumnezeu. Giurgiu e un oraș uitat de Dumnezeu. Că nu văd așa pornind în astea mai puternici, mai patriotice. E necesar ca în aceste timpuri să fim oameni care să înțelegem bine poteca pe care mergem. Pe care, domnilor, vă mulțumesc frumos că ați fost atât de amabil și atâtea sacrificii ați făcut pentru ca să pot să fiu și eu la masa aceasta cu această adunătură de oameni care nu ne respectă numai însuși sufletul nostru vibrează că vedem atâta liniște și atâta bunăvoință și atâta dorință de a face ceva în această țară. Vă mulțumesc din suflet. Noi vă mulțumim, la mulți ani încă o dată. Noi vă mulțumim din tot sufletul și respectul nostru pentru tot ceea ce sunteți, pentru tot ceea ce reprezentați și mai ales, zic, cuvintele dumneavoastră pline de înțelepciune ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi un imbold de acum înainte. Vă rog să-mi permiteți, domnule colonel în rezervă, să vă transmit mesajul doamnei ministru Carmen Dan, adresat dumneavoastră personal. Stimate domnule Cioară Ioan, v-ați născut odată cu România și ați avut privilegiul de a trăi alături de ea 100 de ani de istorie. O istorie nu întotdeauna ușoară, dar mai demnă. Din păcate, nu toți mai mari pe care îi avem lângă noi, pe mulți dintre noi, cei care au contribuit în acești 100 de ani la dezvoltarea României, așa cum am cunoscut-o noi, cei cu mai puțini ani de viață. România a fost făurită de cei care au crezut în destinul acestui stat, de cei care au trăit, au muncit și au rămas aici în ciuda încercărilor sau provocărilor istoriei. România va rămâne România atât timp cât fiecare dintre noi va crede în ea, atât timp cât fiecare dintre noi își va dovedi patriotismul prin tot ceea ce face și cât timp vom avea înțelepciunea de a le spune copiilor și nepoților noștri cu ce sacrificii a fost făurită națiunea noastră. România va rămâne atât timp cât ne vom respecta strămoșii și eroii noștri, bunii și străbunii. De aceea,
Mă simt onorată ca în acest an să pot transmite respectul meu și urările de bine românilor care își sărbătoresc centenarul odată cu țara. În numele meu personal și al colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, primiți, vă rog, cele mai alese gânduri și urări sincere de sănătate. 1 decembrie 1918 este ziua de naștere a României. Cu acest prilej, vă invit pe toți să păstrăm România în dreptul inimii. La mulți ani! Vă rog să primiți. La mulți ani! Și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți de acum încolo. Frumoase cuvinte, foarte frumoase, doamne. Frumoase și îmbărcătoare, așa, ca să mai putem spera la lucruri mai bune. Așa este. Domnul economist și din partea Consiliului Județean, o plachetă de onoare. Vă mulțumim încă o dată pentru toată jertfa dumneavoastră, pentru sângele vărsat, pentru patrie și sunteți un exemplu pentru noi toți. Viață lungă și aveți sănătate la mulți ani. Domnule colonel, un simbol. Elementul pe care l-ați avut în inimă și în gând toată viața și pentru care ați luptat și v-ați sacrificat. Suntem onorați. Nu, rămâneți, vă rog, acolo. Nu, rămâneți.